u7buy.com, locul de unde îți poți cumpăra coins la un super preț folosind codul de reducere CATA. Linkul îl găsești în descriere. Salutare, oameni fanii, la un nou episod de FC24 Pack Opening, de fapt Player Pick Opening, din care sper să pice niște jucători din ăștia interesați sau măcar fodder și bineînțeles un nou icon Player Pick din care sper să pice un portar că nu mai suport pe nenea ca Asilia să este atât de slab. Dar cu această serie nu uitați să plăci pe butonul de like, e foarte important să abonați și legendar de important dacă n-ați studiat deja, sunați un follow pe Instagram și cel mai important lucru de pe planetă să folosiți codul de reducere CATAXPKG pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați, jocul este pe G2A și bineînțeles dacă aveți nevoie de FC24 coins. Pe u7buy.com folosiți codul de reducere CATA. CATA pe Fortnite Shop, milioane de dolari și bicep și menși, doar dacă folosiți codul de reducere CATA 10 pe Nutrilan.ro. Let's go time, domnilor! Deci după cum ziceam, sper să pice orice portar în locul unei acasias, pentru că nu știu ce s-a întâmplat cu el, dar este foarte, foarte, foarte legendar de șlobaj banjomba. Înțelegeți voi ce zic aici și da. Hai să mergem să plezim player picozaurile. Sper să nu uit că ultimul player pic este cu Icon. Dai să meargă să-și voi în comentarii cu ce ați primit din Icon Player Pick-ul anul ăsta. În cazul meu, cel mai bun în teorie ar trebui să fie R9, dar în practică nu știu dacă e neapărat cazul. Nu se mulează pe stilul meu nenea R9, din păcate. Pangeli, știu dacă o să dea vreun jucător din ăsta Festival of Football în Player Pick-urile astea. Astea sunt 82, pe contul principal am făcut 81 rating. Să vedem dacă sunt mai bune astea sau celelalte. Pe alea am luat, cred, 5 walkout-uri oare sau 4, nu mai știu exact. Dar undeva pe acolo. Deci m-aș aștepta și de aici să vină măcar 4 walkout-uri. Totuși sunt 82 rating, mai sunt 81. Dacă dați drumul la robine, domnul la aici port, dar din ce văd până aici, sunt bune. Rating 84 maxim. Merge și așa, ce să zic. Linii de 83 și de 82. Să fie bine, să nu fie rău. Mai scapă cât un 84 din greșeală pe aici și lea. Aia e. O, stai mă că ne aude eSports în game. Stai să vezi cum vine Walker în aceste player pick-uri, domnilor. Dacă eram dat schema cu Cristiano Ronaldo și a funcționat. 100% funcționează și astăzi, spune nea Walker. Hai că am ales bine acolo. 84 Ilestead. Păi nu tă domnișoara asta. Cât se are domnișoara Ilestead? Ia vezi mă că e mică de cât mi-e cu un an, mă. Să nebunesc. Ilestead. Ok, domnișoara Zinsberger. Am ce aș băga un burgerini. Chiar un Mia Hamburger aș vrea să dea la Icon Player Pick dacă tot. Deși nu m-ar deranja să-l dea pe Petrica Cehu. Sau Van der Sar, cum ziceau. Nenea Hernandez-ul, da, ok, până aici sunt cam slăbuțe player pick-urile astea. Par mai slabe decât alea cu 81. Nacho din nou. Stai să meargă, Nacho și Nacho. Să nu-l pleznesc pe ăsta din greșeală că vreau să-i fac stats reveal. Ok, am înțeles. Bremer. Nu cred că o să fie mai bun decât player pick-urile cu 81 din ce vedem, pe aici și lea. Dacă nu, cumva se activează pe final. Dar până acum un singur walkout e cam jalones. Ok, al doilea walkout. Adică poate se pornesc motoarele. Dai să meargă walkout după walkout, fie antenă. Să nebunesc! Este domnul Beliran. N-ai fi venit când erai Team of the Season, scârțare. Scârțare ordinatur. Venea Marco Asensio, probabil că l-am... nimeni că nu l-am mai prins. Hai, Gigele. Ok, ore... Bă, dar de ce l-am mai arcă ăsta, mă? Asta este, am văzut Real Madrid, am mai stat să citesc din astea, m-am dus direct, 3 bucăți de nacho avem până acum, e casă, dacă mai vin o dată îl iau din nou, vinea Uyar Zabal, toți băieții grei, sigur că da domnul Boșcheții, că astea au fost, ba nu, hai că mai avem câteva, amă nene mă, fest, ok, domnișoara Irene Paredes. Când voiam să zic Festival of Football, da, unde e să ia? Hai, Gicu. 85. Deci până acum sunt 3 walkout-uri, parcă. Par a fi similare până la urmă cu alea de 81. Nu e cine știe ce mare diferență. Banghile ultimele 3. Nenea, ui, Arzabal din nou. Deci probabil mai bine l-am pe domnișoara Galton, dar cum o să le dau cu XL. Sau, de fapt, stai că mai era ceva.
care era cât de cât overpriced și puteam să fac cardul de 88-84. O să fac și un din ăla, dar nu mai știu ce era. Hopa! Am crezut că ceva. Ok, și unea Madison. Deci cam astea ar fi player pick-urile. Cred că au fost 3 sau 4 walkout-uri, mai știu exact. Decent, not good, not bad. S-a dat pătrat, deci n-avem nimic aici de schimbat. Hai că mă bag să văd despre ce era vorba cu jucătorii de 83-84. Am făcut și un player pick 84+. În teorie, nu prea are cum să fie bun, fiind doar 4 de 84+. Și am dat un squad de 84 și un squad de 83. Deci, pușca și cura o lată. Hai să vedem dacă e țapă sau salutare, pa. Să fie bine, să nu fie rău. Deci, după cum ziceam, nu prea avea cum să fie bun și îmi dă tot o blură. Asta este și să facem, nu avem ce să facem. Categoric n-are sens să faceți 84+-urile astea. Tradeable-l cumva, salutare din părți. Da, bun, hai să vedem ce o să fie cu Aika în player pick-ul ăsta. Să închidem mornitorul. Să tragem OBS-ul pe dreapta și să vedem dacă este ceva blanau sau salpa. Cum am zis, ar vrea să-mi dea portar dacă se poate. Nu uitați dacă aveți nevoie de FC24 coins, domnilor. Pe u7buy.com folosind codul de reducere cătă dai să meargă pe tronele. Trebuie să-l trag oare, hai să-l tragem ăsta mai așa o leacă. Nu sigur că trebuie să fie până în capăt. Să se deschidă Aika în player pick-ul. Foarte important să vină domn portar. Sau bineînțeles domnișoara mie hamburger. Mai mult aș vrea mie hamburger, dar dacă vine portar nu e nicio problemă. Și avem Aika în profile, n-avem Aika în profile. Hai să începem cu ăsta, aici 100% nu poate să pice toti. Dacă n-avem Aika în profile. Iar era să dau cu muci în fasolinii. Atribut detail. Să vedem cu ce începe. Și avem aici ușilea. Deci avem, cred că e finesse și trickster ăla. Și cardul e, are food birthday, eu nu nici mai știu ce variante asta cu roza sinus. Deci trickster și finesse. Singurul care îmi vine mintea mea pe față e Chireu. Chireu sau Salpa. Avem o leacă de defensiv, avem un pic de dribbling, dar asta e Chireu all day, every day. 8-7 reacții, passing n-avem că e mort în Adidas, shoot-ul lemne, pace-ul decent și ce să vezi, l-am găicit, este nenea Chireu. Unde și să țin minte, deci la Ultimate Birthday n-avem Aika în profile. Deci celelalte două ar putea să fie toti sau ce mai era? Ultimate Birthday și nu mai știu ce era, în fine, nu contează. Să fie toti, domnilor. Dacă e toti fără playstyle, l-avem până pe Trică Cehu și ne-am scos. Ok, nu e din ăla. Avem rapid, cred că zice la asta. Sau quick step, nu mai știu, cred că e rapid ăsta. Nu vine niciun jucător în minte doar cu rapid. Dar având un singur playstyle, e un pic am depășit cel mai probabil. Avem 90 pace. O leacă de defensivă, dar nu extrem de mult. Probabil că e ceva jucător de bandă. Dribbling-ul salpa lemne. Passing-ul salpa lemne. Shoot n-avem. Pace-ul o leacă și este domnul Pavel Nedved. Bun. Arată bine noile Aika în player pick-uri de 90+. Dacă n-avem tot aici, ne-am cam dus pe legheleu. Și ce să fie oare? Ok, n-avem toti, avem ăla de Sclipiration și Power Shot. Să fie oare Cantona nu cred că are card din ăsta, nu știu ce card e, habar n-am. Physical Lemne, n-avem Defending, 92 Agility, 81 Balance. Mă, dribbling-ul n-arată rău, dar am mai văzut cardul ăsta odată. Dacă mi-aduce aminte de vreun jucător bun, să fie un lemnărie. Passing-ul bun. Shooting-ul decent, finishing-ul 89 cam salpa. Pace-ul ok, 91-92. Habar n-am cine. Rivaldo, bă, not good, not bad, da, n-am zis să fac cu el, așa că să vedem dacă avem mai mult noroc al doilea. Avem și al doilea Aika în player pick, până acum așa a funcționat vrăjala. Îl fac pe primul, îmi dă super prost, după care vine al doilea și este ultra mega topor. Să fie oare să nu fie nenea R9 și aici? Aceasta este întrebarea. Dar n-am vrea R9, am vrea domnișoara mea hamburger sau, dacă se poate, un portar din mare angajament. Hai mă, nene, mă. Panghilei. Deci aici avem ăla cu Food Birthday. Food Birthday. Mamă, linie de Food Birthday să nebunească porcul intergalactic. Că toate e în sfără din ăla, fără Aika în profile. Care fi bun la Food Birthday? Oare nenea Van der Sar avea Food Birthday sau din ăla alt? Aceasta este întrebarea. Arată bine deloc, domnilor. Ar putea să fi dat cu muci în fasole X2.
Ok, aici avem ăla de tackling cu forțichii. Și eu fi cu tackling și forțichii, aceasta este a întrebarea. Bă, n-arată rău aici. Aggression 97 și 95 stamina. Să fie oare un right back sau un left back, dar nu țin minte să fi văzut vreun right back sau left back cu ăla de forțichii. Dar e cam... Nu-mi zic că e nenia Gattuso. Nu-i Gattuso. Defensive awareness doar 80. Deci ceva e suspect și ciudat aici. Să fie oare center, midfielder, ceva back-to-back, auză, box-to-box. 96 reacții, 94 composure, dribbling n-avem. Dar e cam mic defensive awareness-ul să fie center-back. Eu zic că e ceva CM din ăla box-to-box. 93 la short pass. Nu-i Zidane, nu? Că Zidane, nu, clar nu-i Zidane, stai că Zidane n-are din alea, traiturile alea. Ok, pace-ul direct lemne și este nenia Robiță Kin, să nebunesc. Ok, nu prea-mi place, dar merge și așa, ce să zic. Și următorul. Iar tireu, mă, dă-l mă în spanac, mă, cât tireu să te-o bagi, mă, frate. Mai dăm și niște carne. Iar tireu. Bun. Să avem oare două tireuri aici ca să fie trei în total? Ok, n-avem. Rapid și shot power de ăla. Ok, în teorie ar trebui să fie pe acolo, pe în zona de bandă, bănuiesc. Dar cu siguranță am dat fail de data asta. Sau? Dribbling bun, chiar foarte bun. Doar 88 composure, asta e un pic ciudat. Și n-are stamina mult, deci n-ar trebui să fie jucător de bandă în teorie. Mai degrabă un striker ceva. Prichic acurasi 92, long pass altă dată. Curve doar 86. Shot-ul cam meh pentru perioada asta jocului. Doar 87 attacking position. Și pace-ul bun, mă. 92 cu 95. Doar că shot-ul mi se pare foarte slab. Cine să fie oare este... Este măcar un jucător de la Real Madrid. Da. Cam name to dom, să zic, aceste două player pick-uri, domnilor. Ireu acolo pe treabă, domnul Kin care e lemn de foc și domnul Sanchez. Pușca și curaua alată, nici nu mai știu, ăsta e cu 5 weak foot sau cu ce? Da, ăsta e cu 5 weak foot, high medium. Pana mire, dacă avea shoot-ul cât de cât ok, nu era rău. Dar așa e cam pârjale, sincer, când am văzut să-l bag în echipă. Două icon player pick-uri de mare angajament de data asta. 80.000 să nebunesc și probabil așa a fost și celălalt. L-am luat pe, nici nu mai știu pe cine l-am luat acolo. Deci probabil că am dat undeva la 400.000, cred că a fost astea două împreună. Icon player pick-urile și am luat vreo 150.000 înapoi. 100.000 pe acolo. Am făcut afacere. Hai să vedem dacă mai am ceva de deschis pe aici și cam asta a fost. Și asta o să trească să-l fac 90 plus tot spătâg, nu știu ce, asta cred că o să vină mâine sau poi mâine, să văd. Mâine avem premiile de la Rivals. Poate joc și aici Rivals, o să fie și aici și la premii. Să vedem dacă mai am ceva pachete și cam am fost, domnilor. Cam pârjales, nu mă așteptam să fie așa slabe. Avem 85x5. Trebuie să vină din 85x5-uri din astea. N-are cum să nu vină. Hai mă, nene, mă, dă și mie un foc. Noi. Festivalul Football Land. Am crezut că îl dă pe Van Dijk. Delict cu, măcar facem înapoi niște foder. Domnul Bernardo Silva, not good, not bad, se putea mult mai rău de atât. Dar, na, hai că în player pick-urile cred că sunt un pic îndepășite. Sper să schimbe totuși, să bage și golațul în player pick-uri, că na, acolo mai e o șansă la un alt. Mai un cumătru Cafu, mai o vrăjală. 85x5, cât am din asta? Aici sunt 5 bucăți, ok, deci 5 bucăți dăm în mijloc, să fie bine, să nu fie rău, hai mă, nene, mă. Festival of Football. Un pic mai târziu, Festival of Football în momentul de față nu are chef. Ăsta e la SBC, double walkout. Și este domnișoara Sandra Panioș, pe care o mai am, sigur că da. Doar așa ca să vă faceți o idee, deși s-ar putea să fie băgat totuși la SBC. Am băgat tot fodărul gold aproape la SBC-urile cu iconuri. Să vedem, mi-o dat și dubluri. În ideea în care nu prea mai am. Ok, am băgat-o. Am fost inspirat. Măcar atât. Cred că am uitat cel mai important lucru, domnilor. Sigur că da.
R9 din preview pack. Hai mă, nene, mă. Ok, nici măcar un festival de fotbal ceva vrăjală, dar e totuși Brazilia, am ghicit. Cred și Barney, pe aproape de R9. Pe asta îmi dacă băgată și acum 30 coin pai cu și alea. Ok, nu le-o, sau? Nu, nu le-o trântit pe aici. Bine și așa. Hai să vedem. 8-5-5 din nou. Hai mă, nene, mă. Dar unde este festivalul Football Battle Spirit? Domnul Modriceau do Brazil. Double ceva. Măcar e double walkout. Să fie bine să nu fie rău. Hai, un rating mare ceva pe acolo. Și este domnișoara Irene Paredes, pe care 100% mai am, doar ce am primit-o la player pick-uri și am băgat-o like în player pick. Doar n-am băgat-o de două ori pe domnișoara Irinuca. Ia vezi mă că l-am pe Modric pe delict, mă, ești nebun la cap. Ok, că-l bag pe Modric atunci la un exchange. Până la urmă am mai făcut un 8-5-5 din ăsta. Nici astea nu stare strălucit din ce puteți observa, domnilor. Festivalul Football, hai mă toti! Striker, Nenea Osimen. Dobel. Hai mă, unul bun, mă. Rupel totiche. Vardiol, ok. Not good, not bad. Nu mai știu dacă am nevoie aici de center back. Dar ăsta e un jucător interesant. S-ar putea să-l băgăm titular. Să vedem. Până la un card nou. Arată și fain design ăsta. Schimbăm vitezele. Cât costă nea Gvardiol? Ok, hai că măcar nu e genul ăla de classic fodder. Deci avem un jucător de peste 200.000 de coins. Pace-ul bunicel. Bine, pace-ul foarte bun pentru un center back. Hai cu hai, am zis că are și left back, deși nu cred că m-aș băga la creație cu left back pe Nenea Gvardiol. Jumping 99. Chiar și ăla cu lebenița. Bă, ăsta ar trebui să fie blăniț, are și ratonul pasiv. Nu știu sigur dacă am nevoie neapărat de jucător ăsta, să vedem dacă am nevoie sau salpa. Center back-ul. Discutabil. Mă cred că dacă îl dau afară pe unul din șobolani ăștia, îmi pică alt șobolan. Angelii. Eu știu că aveam nevoie de Icon să stea toată lumea de aia, l-am băgat pe Nea Casillas. Dacă îl dau afară, să zicem, pe Veric. Deja au plecat, domnilor. Și dacă îl băgăm pe Gvardiol, ok, Gvardiol m-ar ajuta cu Nenicu, cu Hoclandinho. Atunci n-aș mai avea nevoie de antrenor norvegian. Dacă bag oare Franța, ia stai să vedem, dacă bag Franța și, Ligan. Hai că bă, stai, aici. Ia-ți acasă, frate, tine. Să vedem dacă avem o domnișoară francezoaică. Hai cam. Sau dați naipă corect și la un domnul antrenor. Hai să vedem dacă ar sta full cam vericul, dacă nu, să vedem dacă ar sta full cam cu Nenea Blanc. Nu știu dacă e mai bun Nenea Blanc decât cu Mătru Vidic. Panghili. Hai domnul antrenor. Parlez-vous français. Banghili. Ok, și dacă îi dăm și Liga, s-ar putea să stea. În teoria așa ar trebui să fie. Liga în Uber Eats. Hai că ar sta dacă e ceva. Ok, dar de ce ar sta atunci cu ăsta? Deci n-ar sta nici cu ăsta. Ar fi stat cu ăsta pentru că ăștia dau la fiecare ligă și la fiecare, cred că și la naționalitate sau habar n-am cum funcționează, nu mai știu cum dau iconurile. Da, mă, cam nasol e de primăvară. Cerchi ăsta ce mai zice, cât costă? Mamă, ce-o scăzut și Cerchiosaurus Rex. Am mare altă left winger acolo. Ca să pot să joc pe Nenea Gvardiol. Dacă îl dau afară pe Veric. A, nu pare că ar scădea chemistry. Hai totuși să-l pun pe ăsta aici. Ia mă, chiar noi am... Ăsta ce avea din astea? Are right winger, right midfielder. Bă, dar cred că pot să bag o formație că ăsta are... A, nu știu, ăsta are tot rămâuri. Bă, Gemeș. Dybalissimo. Cam, deci aș avea cam. Aș putea să bag o formație 4-2-2-2. Și atunci aș putea să joc pe Veric ăsta în bandă. Și cred că asta o să și fac. Atunci îl pun pe ăsta pe striker, cu ăsta pe striker, bine. În formație și ăștia alți doi cam, ia stai să vedem. Cred că asta și fac dacă tot mă bag la creații și măcar îl mai joc așa și pe Nenea Rodrigo.
Nu aici. Hai, Veric. Formațiune. Să vedem. Asta e 4-2-2-2. Nu știu. N-au fătărăi ăștia după aia. O fi altă formație. Până la urmă am ajuns la o creație absolut total legendară. Cine s-ar fi așteptat să joace vreodată Grimaldo în bandă? Are cum să fie groznic de rău. Adică totuși, hai să ne uităm o leac. Are 99 pace. Are, bine, 99 pace cu angură și vrăjeli. Și are totuși 99 shot power cu 99 long shot. Bă, în teorie ar trebui să trântească și ăsta niște rachete de pe unde apucă. Passing super bun, dribbling super bun. Are și defending, are și stamina 99, parcă are și bateria. Are și bateria aia de rezervă. Are și rapid vrăjală. Are și din ăsta de dead ball. Și vrăjală din asta. Și are și ratonul să-mi recupereze mingea acolo în față în atac. 5, e poate asta e mega ultra creația legendară. Și 5 weak foot. Ca să fie totul bine, să dea finesurile și după parte și după altă. Într-adevăr e stângaci, dar nu e nicio problemă. Eu zic că merge, frate. Ce are? Dacă tot l-am prins și pe Nea Grimaldo la un moment dat, de ce să nu îl joc în atac direct, topor style? Deci cred că aș putea să-i pun și așa, in-game. Mă, nu ar avea sens, că ăsta nu are așa shoot bun. Nicio șansă. Deci și ăsta stă bine pe long shot și shot power. Și cam asta ar fi creație. Și uite așa, l-am tras pe dreapta și pe Nea Guardiol. Îi dăm un shadow corect, îl testăm și pe nenea ăsta. Cine știe, poate pune și un upgrade, o vrăjală, ceva, un Spanakosaurus Rex. Și aia e. Avem un card Festival of Football în echipă. Bine. Și hero de ăsta, mai știu, best of games sau ce spana le zicea. Avem, sigur că da, domnilor. Pot să-l bag aici dacă vreau și pe nenea ăsta. Merge, da, merge și cu ăsta. Acum nu știu sincer care e mai bun. Cred că o să-l bag totuși pe nenea blanc pentru că are ratonul. Ăsta nu are ratonul, nu? Măcar unul să fie în defensivă cu raton. Dar ăsta nu are ratonul activ. Măcar unul din cei doi să aibă ratonul activ. Ăsta e pe viteză stilul topor. Ăsta așa mai pe tehnică, vrăjală, tanchetă, bagă piciorul, rămâne mingea la el. Să sperăm că reușesc să scap totuși de nenea ca să ias următorul icon player pick, că na, dacă n-ai portar. Nu pot să-l dau eu totuși afară acum? A, nu, că pică nenea Grimaldo direct stilul ultra topor, să duce în cap. Aia, oh, și ceilalți, deci clar depinde de un icon la portari. Aia e, vedem ce va fi data viitoare. Cam am văzut, domnilor, mersi fain divizionare, să aveți super fain în continuare. Și auzi data viitoare, salutare, salutare.